După mini-vacanța de la început de iunie, atunci când angajații de la stat au avut 5 zile libere, românii se pregătesc de o nouă mini-vacanță de 4 zile. Cea de-a treia mini-vacanță de anul acesta este posibilă datorită sărbătorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria din data de 15 august. Ca și în cele două situații similare de anul acesta, guvernul a decis să facă punte între weekend și liberul legal și să declare și ziua de 14 august luni zi liberă. Guvernul a decis la sfârșitul anului trecut ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie, 14 august să fie zile libere pentru bugetari, pentru că acestea erau într-o zi de sărbătoare și weekend, rezultând astfel trei mini-vacanțe. Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului pentru personalul din sistemul bugetar a fost luată potrivit codului muncii, astfel încât angajatorii și angajații să își poată stabili și previziona zilele libere pentru întregul an. Prevederile actului normativ nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau specificului activității și nici magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august sau participanților în aceste procese, a precizat în decembrie Ministerul Muncii. Bugetarii ar urma să recupereze zilele oferite ca punte între sărbători și weekenduri. Câte zile libere mai sunt în 2023? 14-15 august, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25-26 decembrie, Crăciunul. În total, anul 2023 va avea 17 zile libere, relatează Digi24.ro.